Mâncava raiul să mamă. Viața noastră nu este numai într-un fel plăcută lui Dumnezeu. Fatele bune, trebuie să ne lucrăm. De rugat, trebuie să ne rugăm. De a asculta cuvântul Dumnezeu, suntem datori. De a, oarece. Vă spun că vă rugați acasă, și altele. S-au plecat acatiste. Și nu vrei numai decât tu pui atâtea acatiste. Sau atâtea lapsați. Câte șară vrei. Auzi, pune Sfântul Ioan Stararu. Părăsește, omule, cantitatea. Când vine la tine darul lui Dumnezeu. Nu ți-l tu părăsești de tot. Că cantitatea e pricina calității. Adică cea din tăia și de a doua. Dar uite, te dau o pildă. Dumneata zici psalmul 37, pentru ce are supărare de drag. Și le zic, Doamne, nu cu mânia ta, mă mută și ai ajuns acolo. Unde scrie așa, nu mă lăsa pe mine, Doamne, Dumnezeu meu. Nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Și tocmai acolo ți-a venit umilit. Ai văzut că ai lacrimi. S-a încălzit inima ta. Ochii tăi vor răsla când s-a aprins răutea lui Iisus în inima ta. Nu mai trăiești mai înainte. Ai văzut la Sfântul Teofan de Tambov, Teofan de la Vașa, mare de pusnic și țăhaltul și arcereu. Vine o călugăriță la mănăstirea Saraiov. El a stat 50 de ani încet în pește și pe un gemușor, alături de un diacon. Și el spune, părinte, eu nu pot să părăsesc pravda până nu citesc toată până la capăt. Și dar cum citești? Eu citesc 7 lau. El nu era în viață de uște, era un evol, ne stăteau două, trei așa. Dar cât de vreme ține decenia? Cam 2 ore. Două trei, aproape 3, da cu tare. Și e seama, dacă ai citit psalmul 103, pentru facerea mea. Sau alt, și te-au apucat o mirinta la un stic. Încete cartea, pune-o pe masă. Și rămâi la sticul ce era până nu numai cu cealaltă. 2 ori. Ce ai făcut de cele? Toată. Că Dumnezeu nu se uită la cantitate. La calitate. Când vei că te-a cercetat Dumnezeu cu lacrimi și cu luminință în vremea rugăciunii, nu căuta mintea să caute cuvinte mai departe, că ai pierdut atenția din fața lui Iisus Mântuitorul și ai pierdut toată rugăciunea odată cu el. Rămâi la același de mereu. Nu mă lăsa pe mine, Doamne, Dumnezeu meu. Zi 27, te-ai făcut toată prada. Asta când ești deoparte, în biserică, nu poți să încerci de cele 7 laude. Că s-a așezat de Duhul Sfânt, tu mă de la apostol. Asta pun pentru rugăciunea particulară în cedii, acasă. Că ești călugă, că ești mirea. Că dacă aș vedea numai călugă, să mergi pe linia călugării, dar aici am atâtea suflete, afară de călugă. La rugăciune, dacă ai făcut atâția catehisme în axaltiri, atâția canoane, atâția acatiste, atâția paracliste, și pe urmă te vezi că ești pustiu cu sufletul și încă n-ai simțit dulceața rugăciunii, atunci ai bucuroasă Marta. Marta zice, mult și rău. Dar Maria plânge. Ea n-a stat la picioarele Domnului deloc. Rugăciunea așa de cantitate, multă, îi pasă amată. E rugăciunea extremă. Iar așa roantă, care o simți cu inima, îi pasă a Mariei. Înțelegi? Și când faci multă rugăciune, să laudă Marta. Băi, dar am făcut 36 de rugăciuni. Dar se poate întâmpla că în așa de 36, tu n-ai să înțelegi rugăciunea nici 3 secunde. Dacă nu te-ai rugat cu zdrobirea inimii, măcar 3 minute, tu ai făcut o rugăciune cum o fac și eu, numai de cantitate. Și cu răspândit. Scopul nostru, dacă ar ajuta mila Domnului și puterea Lui, este aici. Să ajungem la o rugăciune de calitate, nu cantitate. Dar ai să spui așa, bine, părinții, dacă trebuie să ajung la o rugăciune de calitate, nu trebuie să mai fac cantitate? Ba nu.
Să știi că cantitatea te duce spre calitate. Cantitatea te duce spre calitatea rugăciunii. Numai cantitate. Pentru ce? Că cea din tăi, sunt Ioan Scara răspunde, adică cantitatea este născătoare și de a doua. Nimeni nu s-a rugat deodată cu cantitate. Nimeni n-a ajuns pe treptul de rugăciune așa ușor. Până n-am trebuințat cantitatea, zile, săptămâni, luni, ani și zeci de ani. Deci nu trebuie lăsată nici cantitate. Călugurul care nu-și face pravila toată, ca pe o moștă s-o coate Dumnezeu. Ori să-ți faci pravila la chirie, ori la biserică, ori și la biserică la chirie, că dacă nu rămâi de postiu de darul Dumnezeu. Și făcând noi rugăciune așa de cantitate, și pravila rânduită, și ascultarea, și supunerea, și tăierea voie, și înfrânarea, încetul mila lui Dumnezeu și a negrăită, să ne împărtășească pe noi din timp în timp, periodic așa, și de momentul ale rugăciunii și de caritate. Vreau să vă spun acest lucru. Pentru ce? Dacă ne-o lenevi și nu am face nici rugăciune așa de cantitate, că nu așteptăm cu cea de caritate. Că nu vine nici aceea dormind. Când mai întâmplă ceva, la rugăciune așa de cantitate, se întâmplă ceva. Adică ce? Făcând noi rugăciunea noastră obișnuită, că ne-am obișnuit atâtea acatiști, fără acrisii, atâtea metani, atâtea cineșuni, se întâmplă, cum am spus mai înainte, că darul Dumnezeu a țângându-se de mintea și inima noastră, să gustăm momente de rugăciune curată. Și poate tocmai în momentul acela noi eram la mijlocul pravii. Adică mai avem de pus acatistul Mântuitorul, la Maștul Domnului, sau alte acatisme. În clipa când își așeta darul lui Dumnezeu, trebuie să rămâi acolo. Nu te mai arunca la margine. O maică scrie la Sfântul Teofan Zăvărâtul că e face veșernă. Dar aceea, dacă îi vine umilință, nu poate lăsa să nu termine veșenia, apoi pe veșenița și mai avem. Și eu nu pot până nu fac până la capăt. Și îi spune așa Sfânt. Așel până la capăt este blasfemat. Care îmi spui tu să-ți faci treaba până la capăt. Și câte vreme faci tu veșenie? 26. Iată cum se procede de amănainte. Dacă eu am ajuns, să zicem așa, la veșenie, la Psalmul 103. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, măritul te-ai făcut. Într-o mărturisire pe mare podoabă te-ai îmbrăcat și știi. Și l-aș te îmbrăcat cu lumina ca cu o haină. Și l-aș întâi șerul ca o feriu și l-aș acoperi cu ape și inima pe deasupra are lui. Și dacă înșepâna spune despre zidirea lumii, ca și despre facerea lumii psalmiți. Eu m-am umilit acolo, soarele și-a cunoscut apusul său, m-am gândit la Hristos care au apus pentru mântuirea. Făcut ai luna spre vin, soare și pus ai întunere și s-a făcut. Sau la alții. Am meditat repede la minunile lui Dumnezeu din acest psalm și am început să mă rog. Sau poate sunt la psaltiri. Și am ajuns la un psalm, cum e psalmul 37. Și l-am început de la capăt și am ajuns acolo unde scrie. Nu mă lăsa pe mine, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărța de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Deci ce s-a întâmplat? Hai mai fi și așa. Ce s-a întâmplat? Eu am ajuns la stihul ăsta. Și cugetând mai adânc la puterea acestor cuvinte, nu mă lăsa pe mine, Doamne Dumnezeu meu, nu te depărța de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.
Și dacă în acest stih eu m-am umilit, m-aș ajutat Dumnezeu cu lacă, cu rugăciunea așa de foc, în gura Duhului, eu zic acest stih 26. Fiindcă-s cuvinte mai puține, nu cumva să pierd atenția căutând alte cuvinte din praune. Și dacă zic 26, nu mă asigur asta, mă uit la 6. Pe urmă, gata, ne-am făcut veșenie. Nu mai știți restul veșenie, nu paveșenie, nu canonul, mai dă nimic. Dacă l-am zis aici cu lacă în două ori, eu ne-am făcut veșenia. Și dacă stării darul Dumnezeu, pot să zic și 3 ori când fac și o treină, tot numai cu asta stic. Deci scopul nostru în rugăciune, Sfântul Nicodim Adiolitul, este să ne unim cu Dumnezeu. Și dacă am ajuns sfârșit, deci ce mai cauți mijlocul? Copul meu a fost să ajung aici, să mă rog, cu lacă și cu focul Dumnezeu. Și am ajuns momentul ăsta, nu când terminam preabla, ci când am început-o. Eu stăruie în acest stic când m-am întâlnit cu Dumnezeu și nu mai am nevoie de restul de preabla.